țânțari au distrus copiii. Uite, uitați-vă copiii ăștia mici, sunt tot o bubiță de la țânțari. Cumpărăm tot felul de spray-uri, de alifii și așa mai departe. Asta e. Niciodată n-a fost ca în anul ăsta atât de... Da, fost... nu am văzut să se dea cu absolut nimic. Până acum totuși parcă se mai folosea ceva, dar acum cel puțin nu am văzut nimic. Când și pe zi și pe seară. Pe seară mai mult. Vremea, spun reprezentanții Serviciului de Salubritate, a dus la înmulțirea țânțarilor în oraș. O altă problemă este că dezinsecția nu se face în toate cartierele Craiovei, pentru că nu sunt prinse în caietul de sarcini. Nici pe spațiile private, echipele salubrității nu pot acționa decât la solicitarea proprietarilor și contracost. N-am avut până acum nicio perioadă de timp mai mare de 7-8 zile, 9 zile în care să nu plouă. Și din cauza asta, ea rămâne pe frunze, substanța respectivă, își face efectul, dar dacă plouă, fiind solubilă în apă, e spălat. Campania de dezinsecție în Craiova se desfășoară în acest an în 8 etape. În această săptămână, lucrătorii de la Salubritate au început-o pe cea de-a patra. Echipele nu acționează doar împotriva țânțarilor, ci și a rozătoarelor.